Așa cum au putut urmări în direct la postul de televiziune Roman 24, marți 29 noiembrie, în ciuda penultimei zile de toamnă, o zi frumoasă în care se ulcea un soare cu dinți, câteva sute de romașcani au participat la ceremonia de sfințire a statuiei Sfântului Andrei, ocrotitorul românilor și de ieri și al romașcanilor. Protopopul Dragoș Munteanu a făcut oficiile de gazda a evenimentului de sfințire a statuiei amplasată în fața gării din Roman. Sunt momente în viața comunității noastre care, prin jertfă și dăruire, se constituie alese pagini în istoria locală. Îngemânate într-un chip cu totul special, două dintre sărbătorile ale poporului român sunt marcate anul acesta, aici, la Roman, de împlinirea unei mai vechi dorințe, aceea de a avea pe Sfântul Andrei, ocrotitor și veghetor, la poarta de nod a cetății mușatine. Cele două sărbători despre care am făcut vorbire sunt ziua Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul românilor, și 1 decembrie, ziua națională. Nu a trecut prea multă vreme de când la poarta de sud a municipiului a fost așezat voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt. Atunci, ierarhul locului a gândit ca fiecare dintre intrările în cetatea mușatină să fie marcate și nobilate de prezența unui astfel de ocrotitor. Cu cheltuiala în altrea Sfințitului Părinte Ioachim, așa cum ar consemna cronicele, încă de acum 2 ani, statuia Sfântului Andrei a fost turnată de către sculptorul ieșan profesor Constantin Cremeniș. A găsit ocrotire ocrotitorul la centrul eparhial, până când, cu sprijinul necondiționat al domnului inginer Vasile Balcan, prieten drag și apropiat al bisericii, beneficiind de ajutorul domnului profesor Dan Laurențiu Leoreanu, primarul municipiului Roman, s-a dus la bun sfârșit acest proiect de suflet. Slujba de sfințire și inaugurarea statuii Sfântului Andrei a fost oficiată de un sobor numeros de preoți ortodoxi și în frunte cu preasfântul arhiereu vicar Ioachim Băcăuanul, cel care a finanțat ridicarea statuii. Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Criticul de artă Lucian Strochi a vorbit despre Roman ca despre un oraș al statuilor, unde multe dintre cele 100 de personalități culturale ale municipiului au deja statui. Acesta a făcut sugestii edililor privitoare la amplasarea pe viitor și a altor asemenea ansambluri statuare reprezentative pentru municipiul nostru. Am găsit peste 100 de personalități. Deci, domnule primar, aveți treabă, mai aveți 100 de statui și nu m-am referit la prietenii mei pe care îi întâlnesc permanent în Roman și așa mai departe. Și pentru că există o statuie a lui Melchisedec și pentru că iată avem statuia Sfântului Andrei, v-aș propune să vă gândiți, fie artiști, fie alții, la încă două posibile statui. Una ar fi, și mă refer la doi cetățeni de onoare ai municipiului, care sunt și în alte fețe bisericești. Unul a trecut în eternitate, Eftimie Luca, celălalt este alături de mine. Și directorul Complexului Muzeal Neamț a apreciat inițiativa romașcanilor de a înfrumuseța orașul prin amplasarea de lucrări de artă monumentală urbană. Suntem la un moment în care putem să ne declarăm bucuroși și să lăudăm o inițiativă care, din păcate, în societatea de astăzi, în care valorile creștine, bunul simț și etica uneori sunt uitate, astăzi, probabil în decursul timpului, vom constata că astăzi poate s-a scris o pagină de istorie prin inaugurarea unui monument care să facă cinste comunității locale, județului Neamț. În preajma a două sărbători foarte mari, cea a Sfântului Andrei și Ziua Națională a României, care practic an de an ne amintește de împlinirea unui ideal, cel mai înalt ideal al poporului român, realizarea Marii Uniri, suntem datori cu toții, astăzi și an de an și zi de zi,
să aducem aminte și să cinstim această zi și împlinirea acestui ideal. Cum nu se putea inaugura fără politicieni, chiar dacă ei se află în plină campanie electorală, de la eveniment nu au lipsit nici președintele Consiliului Județean Ionel Arsene și nici edilul șef al Romanului, Laurențiu Leoreanu, care desigur au ținut în public să se gratuleze reciproc și să-i asigure pe romașcani de buna lor credință în sprijinirea unor proiecte ale Romanului și ale cetățenilor din această parte a județului. Asta în ciuda faptului că toată lumea știe că cei doi șefi de partid se au precum câinele cu pisica. Sunt onorat să particip astăzi la acest frumos eveniment din comunitatea romașcană și vreau să vă felicit pe toți cei care ați contribuit la acest monument. Vreau să-l felicit pe Înalt Preasfințitul pentru inițiativă, pe dumneavoastră toți cei care ați pus umărul la acest frumos eveniment. După cum știți, Consiliul Județean Neamț a avut parteneriate cu Arhiepiscopia Romanului și le va continua, pentru că cred că comunitatea din Roman are nevoie de parteneriate cu Consiliul Județean pe toate planurile, inclusiv cu Arhiepiscopia Romanului. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, vreau să vă felicit și vreau să vă asigur că și de aici înainte Consiliul Județean Neamț își va îndrepta privirea spre Roman, domnule primar, și va sprijini comunitatea din Roman, așa cum va sprijini toate comunitățile din județul Neamț. Încă un turn al cetății mușatine. Așadar, în acest an este al patrulea, după cel de la școala Mihai Eminescu, a marelui poet național, după cel de la bijuteria arhitectonică a municipiului Roman, inaugurat în acest an, George Radu Melidon, după al lui Manolescu Strunga din piața Roman Mușat, cel care a donat comunității terenul și banii pentru clădirea Palatului Administrativ, dar și multe alte obiective din Roman, iată aici, în piațeta Gării, inaugurarea unui monument ridicat în cinstea Sfântului Apostol Andrei. Arhiereul vicar, în ciuda frigului pătrunzător de afară, în ciuda faptului că cei câțiva zeci de copii îmbrăcați în frumoase costume naționale zgribuneau învinețiți de frig, a ținut o lungă și interminabilă predică. O cetate este zidită pentru a apăra o comunitate de oameni, așa cum s-a spus. Ea este o fortăreață, o emblemă reprezentată și reprezintă o identitate și are un blazon. De asemenea, în istoria neamului românesc, din cauza vicisitudinilor, chiar și mănăstirile au luat forma unor cetăți și au apărat nu doar viața smeriților ei rugători, ci mai ales identitatea unui neam, cum este al nostru binecuvântat de Dumnezeu și care a primit cuvântul de la cuvântul sau de la logosul întrupat în istorie la primirea vremii. Ceremonia a luat sfârșit după o oră prin intonarea de către un grup restrâns de seminariști a imnului Sfântului Andrei. Cei prezenți la ceremonia de dezvelire a statuii Sfântului Andrei au primit din partea omului de afaceri Vasile Balcan, cel care a asigurat construcția socrului statuii, câte un pahar de vin fiert în cazul adulților și a unui pahar de ceai cald pentru copii, la care s-a adăugat și tradiționalul colăcel oferit tuturor trecătorilor. Oficialitățile au fost invitate de același generos om de afaceri la o agapă servită la unul dintre restaurantele din municipiul Roman. Rămâne de văzut dacă cei mici nu se vor îmbolnăvi după porția de frig înmagazinată și cine își va asuma acest lucru.